Ce aflăm? Am furat o floare. Nu pot să-l omor dacă am furat o floare. Hai să-l lăsăm în pace. Cât e tare. No, bun, hai că mi-am făcut și un ceas aici. Din Bibliocraft. Cum te faci tu? Ia să vedem. Un ceas normal, un pic de, încă un lingou de aur, deci pe total 5 lingouri de aur și niște jumătăți de bloc de stejar, sau depinde din ce material vrei să-i faci. Eu stejar n-am nicio problemă. Partea interesantă e că dacă faci shift-click dreapta, ai pe aici tot felul de preseturi din astea. Spre exemplu, ia. Yeah. Nu știu dacă se aude. Face câte un tic la fiecare secundă. Enervant. Dar l-am pus de asemenea să facă câte un sunet din ăsta mai tare la... Cum ar veni la... Nu știu, din 6, zic bine, din 6 în 6 ore? Nu știu dacă zic bine. Da, din 6 în 6 ore, așa. Sunt curios să vedem. Și poți să-l pui să fie și un timer. Uite, are un redstone aici. Ceea ce mi se pare interesant. O să vedem cât de mult zgomot face și... Mă rog, l-am pus acolo să știu și eu de ceas. Deci, momentan este ora... Bă, dar e ciudat pus. Zero, cred că e miezul nopții, cum ar veni în Minecraft. Cred. Atunci cred că se resetează ziua. O să vedem, o să vedem. Așa, hai să începem aici să vă explic care cum stă treaba. Sunt curios. Măi, tu ești în permanență acum la 80? Așa s-ar părea. Și aici asta de deasupra. Boiler ăla ne nenorocește. Ne nenorocește rău de tot. Ia să vedem cum stăm cu copacii. Mă, nu stăm rău. M-aș fi așteptat să fie mai plină zona. Aoleu, putem să mutăm... Putem să mutăm de pe butoiașul ăsta. Pe butoiașul următor. Ce-am făcut, măi? Ah, opa, pardon, scuzați. Așa... Putem să facem așa, ia să vedem. Și acum se golește. Atât, frumos. Da, și ăsta mănâncă și planterul, mă rog, mai puțin. Dar harvesterul și slash boilerul, căcălău. S-a despawnat? Văzusem un king charger. Anyway. Ok. Ia uzi! Atâta? O dată? Ok. Sunt curios la cât timp, adică exact la ce oră trebuie să fim atenți pentru somn. Deci momentan este la... Uite, la 18:30, a? Da. Ok, deci pe la 18:30, cam atunci. Interesant, foarte interesant. Ok. Începusem aici să discutăm un pic. Așa. Deci avem două țevi marșitari. Una de energie, da, care este din motorașul ăsta. Și una de iteme, care este de acolo din harvester. Pardon, stai că am intrat în apă. Este din harvester. Și are așa o traiectorie destul de simplă. Pac, pac și în jos odată. Hai să vedem ce se întâmplă cu traiectoria asta. În primul rând, intră aici în ăsta cu bușteni, da? După aia, aici se, e cumva o intersecție. Pe de o parte e frumusețea asta de Steve's Workshop, da? Și pe de o parte este motorașul în sine. După aia merge mai departe către butoiul cu cărbune, iar un butoi aici, asta nu știu sigur dacă o să rămână așa cu bușteni sau o să-l fac cu cărbune. Mere ajunge la ăsta unde își pune toți puieții și în cele din urmă ajunge la coșul de gunoi unde se șterge tot ce n-avem nevoie. Ok?
Bun, deci până acum destul de simplu. Linie dreaptă, depozitează ce și cum. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Pe partea asta am pus eu un filtru și am zis așa, băi, ai grijă aici să accepte doar charcoal, da? Doar cărbune. Așa. Dacă, nu știu dacă se vede, hai să intrăm în apă. Pe partea cu workshop-ul am pus eu un servo dintre ăsta, asta e un fel de motoraș. Vedem că filtrul este o săgețică în exteriorul țevii și servo este o săgețică în interiorul țevii, cu roșu și ăsta cu albastru. Ok, și eu i-am zis, sper să nu te blochezi, i-am zis să pornească, să scoată practic atunci când nu are niciun semnal de redstone. Adică practic tot timpul. Ăsta e IQS Accumulator, ăsta practic produce apă, e o sursă infinită. Dacă nu are apă pe lângă el, produce extrem de încet, dar dacă îl pui cumva într-un punct în care s-ar produce o sursă infinită de apă, de exemplu, deci între sursele astea două aici, s-ar produce o sursă infinită de apă, da? E, dacă îl pui într-un punct de genul ăsta, el produce foarte, foarte rapid apă. Și am zis să apa pe care o produce să o ducă în motorașul ăsta de deasupra. Păi ești nebun? Nu pot să cred. Foarte tare. M-aș fi așteptat să lucreze în continuu, în permanență. Interesant. Aici în fața lui o să pot pune eu la un moment dat o celulă de asta, o baterie mare, ca să aibă un buffer. Mă rog, așa, deci apă se duce în sus, cărbune vine de sus în jos, da? Și aici se întâlnesc cele două și produc o grămadă de energie. Hai să vedem frumusețea asta, zic eu. Hai să o spargem. Bun, sper că le-am luat pe toate. Așa, și hai să o punem la loc ca să o setez împreună cu voi încă o dată și să vedeți despre ce este vorba. Bun, deci în momentul de față este complet gol, nu are absolut nimic. Hai să-i punem niște upgrade-uri. Păi vreau un upgrade cu furnal. Vreau un upgrade care să aibă posibilitatea să scoată automat sau să tragă automat iteme dintr-un inventar, ăsta de autotransfer. Da? Un automat cu filtru ca să pot la fel să am un whitelist, blacklist, să-i spun ce anume să tragă și ce anume să me exporte sau chestia genul ăsta. Și 4 upgrade-uri de eficiență cu fuel, combustibil. Asta dacă ținem shift apăsat, vedem că ne dă un pic mai multe informații. Merge până la 4 iteme într-un singur stack, mai mult de atât nu prea merge. Și face upgrade pentru întreaga măsuță, da? Vedem că toate sunt la fel. Bun, dacă ne ducem pe meniul principal, vedem că aici avem normal... cât de tare e. Aici avem normal ăsta, interfața de furnal. Aici avem pentru energie, da? Hai să vedem ce îi zicem. Mai zicem, bă, nene, fii atent, vreau... În primul rând, uite, vreau să-mi iei cărbune din partea dreaptă, da? Mă duc eu aici pe tabul ăsta de transfer, selectez partea de cărbune, da? Și vedem că mi-apare o interfață interesantă. Vreau din partea dreaptă, asta e partea, left side. Left side, your right side when facing the front. Left side din punctul de vedere al blocului, right side din punctul meu de vedere, da? Deci vreau din partea dreaptă. Stai să... Așa, deci din partea dreaptă... Cum să vă explic eu vouă? Așa, deci așa era inițial. Bifăm asta. Ce se întâmplă? Când bifez asta... Hai să vă arăt așa. Deci dacă fac click normal, vedem că se schimbă modurile. Din input disable, output disable, devine input enable. Dacă mai apăs o dată, output enable... Da? Amândouă enabled, amândouă disabled, da? Dacă fac select mode așa, atunci când fac click, nu se întâmplă absolut nimic, pur și simplu se selectează și mi-apar niște alte chestii suplimentare. Așa, și zic așa, băi, din dreapta vreau input enabled, deci vreau să pot să trag din inventarul din dreapta și vreau să trag în mod automat, autotransfer. Și vedem că automat îmi ia din dreapta și îmi pune aici cărbune. Foarte șmecher. Foarte șmecher, da?
atâta vreau să se întâmplă cu slotul ăsta. Deci vreau să intre cărbune din dreapta până se umple. Bun. Hai să vedem acum. Vreau din stânga să-mi iei tu bușteni. Deci și să-mi pui aici. Ne jucăm cu slotul ăsta acum, da? Deci până acum ne-am jucat cu slotul ăsta. Și acum ne jucăm cu slotul de acolo. La ăsta vreau din partea stângă să îmi iei input enable și auto transfer. Și dacă ne uităm aici vedem că deja începe să se umple. Așa, și cărbunele ăsta o să stea aici, pentru că nu i-am zis să facă nimic cu el momentan. Și acum îi zic eu, băi, fii atent. Bun, mi-ai luat de acolo cărbun, dar vreau să mi pui cumva în țeava asta în spate. Ei bine, aici am avut eu o mică problemă și din cauza asta am pus servo-ul ăsta. În mod normal, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să pot să zic în felul următor. În spate, output, enabled și autotransfer. Da? Și la acum, mă rog, le-a scos pe toate, da? Și le duce în ăsta. Ei bine, chestia asta n-a mers până n-am pus aici un servo. Nu știu, poate că ia un pic până își dă seama că e în spatele lui o țeavă. Nu realizez treaba asta. Dar nu a vrut fără acel servo acolo. Na, cine știe. Bun, cam atâta. Deci, practic, avem toată șmecheria asta cu țeava. Aici avem o chestie un pic mai complicată. Țineți minte, deci am făcut blocul, am făcut un furnal, l-am trântit acolo. I-am pus câteva upgrade-uri, cel mai important este de autotransfer. Filterul în momentul de față nu mai este nevoie de el, nu mai avem nevoie absolut deloc. Deci autotransfer ca să miște itemele de colo-colo și eficiența pentru combustibil ca să-mi consume mai puțin charcoal. Da? El acum aș face treaba lui destul de încet, aș mai putea să-i pun un upgrade de viteză. Dar nu vreau, vreau să fie ușurel, încet, încet, așa. Nu prea văd eu bine până acolo, din păcate. 26 de steacuri de cărbune și 41 de steacuri de lemn. Ok. Am făcut-o și pe asta. Bun, dragii mei, cam atât. Sper că s-a înțeles cât de cât. Pentru motoraș, cum vă spuneam, apă de jos, iteme, charcoal de sus, filtru acolo ca să intre numai cărbune, pentru că țeava este folosită și de către harvester și ar putea să intre saplingi sau mere sau mai știu eu ce ar mai putea să intre pe acolo și nu vrem. Ăsta scoate cărbune în țeavă și prima și prima dată intră aici, da? După aia o să vadă că cel mai apropiat loc în care poate pune cărbune este imediat blocul de lângă și se duce acolo. Și cam atâta. Cam atâta, cred eu, sper eu. Ce să vă mai arăt? Ce vă să mai arăt? Cămăruța asta am făcut-o, așa. Ia. Cât e, mă, șmecher. Așa, aici o să încep eu să fac o cameră pentru armuri, pentru că n-am mai fost pe acolo. O ultimă chestie, vreau acum. Unde-i mața, mă? Hai, serios. Așa, 1, 2, 3. Aici nu știu dacă am suficient, dar vedem. Cum se făcea, mă? Nu așa. Așa era. Îl vreau pe ăsta. Da, așa era. Pac. Vreau să arunc aici. Astea trebuie bucăți de ață. Să-mi dea o ață specială cu mană. Și mi-am făcut un living with bow. E bine, ăsta. Ia să iau eu repede și un diamant. Unde e, mă? Pardon, unul singur am nevoie, nu mai multe. Stai să trântim și pe ăsta aici. Bun. Că tot zic că fac și mereu uit. 8. Mulțumesc. Ne facem și o baterie din asta de mana din Botania. Așa, asta ca să o încarci, pur și simplu o arunci aici. Și o să vedem niște particule imediat. Sper. Stați așa. Așa.
Trebuia să faci un shift click dreapta pe... pe... Ia uite că am uitat cum se cheamă mana pool-ul ăsta. Rezervorul de mana, așa. Și acum o să vedem, uite, animația asta interesantă și o să se încarce acea tabletă, acea baterie. Dacă o luăm, vedem că, uite, s-a umplut un pic și a scos o grămadă de mana de acolo, din rezervor. Gata, l-a golit. Ei bine, și cu ăsta acum... ce caut eu? Ce caut eu? Caut o săgeată. Ia să vedem noi pe aici dacă avem o ceva țintă. Cât damage faci tu, nu-mi zici. 8 damage, nu prea interesant. Ia să mergem un pic la Leo. Fiți atenți că... Pardon, fiți atenți că Leo și-a pus aici un teleporter. Dar nu știu de ce la mine nu merge. Mă rog, camera de așteptare aici, hai să vedem. Băi, în primul rând îl vreau și pe ăsta încentat, pentru că ăsta, datorită faptului că am bateria la mine, nu și-a damage. Dar am zis, hai cu voi acum să încercăm și un Void Bow. Poate avem noroc din ăsta prostesc așa. Hai cu Infinity, hai cu Infinity. I'm breaking 3. Este excelent. Ce zicea Leo aici? Două secunde. Bă, Leo, sunt de acord cu tine că pui acolo XP-ul. Da, trebuie să-l și iei, bă, băiatule. Click dreapta, click dreapta, click dreapta, click dreapta. Hai că are ceva experiență aici, Leo. Îi furăm toate nivelurile. Hai încă o dată, hai încă o dată, hai cu tata, hai cu tata. I'm breaking. E bine, mă. Este excelent. Leo, îți mai formă o dată toate nivelurile? Nu mai are, gata. Atât i-a fost. Nu, 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 să dragii mei. Dragii mei. Dragii mei. Ne-am adunat aici. În încheierea acestui episod, aș vrea să am o discuție serioasă cu nenea Leo, ca să pot să-i spun cât de noob este. Vino bă înapoi, bă. Torța am luat-o de acolo. Da, mă, știu, am văzut că ai luat-o. Dar mai trebuie încă o dată, nu știu acum. Ce te-i, mă, de Leo, că e noob? Da, mai trebuie încă ce? Mai trebuie încă un elevator, să-l pun în mijloc. Bravo, bă. El n-am luat-o, mă, de dimineață când am uitat. Repede boss Sky ăsta, că e Leo noob. Păi e noob, bă, e noob. Băi, băi Sky, băi, vrei să ne duelăm? Ia zi, nu? Da, zi acum. Deci acum apar de partea de... De câte ori ai murit, mă, Nether? De câte ori ai murit? Deloc. Te urăsc! Vrei să mori în Nether? Dar oricum n-am stat mai mult de 2 minute în Nether. E, vezi, am stat mai mult ca tine și n-am murit, ia. I feel like a dumbass. Deci mă uitam la clipul lui Leo și zic, dar de ce nu știe că trebuie să aibă o distanță de maxim 20 de blocuri între elevators? Dar de ce? De ce? Normal, default e 30 de blocuri. Nu, și normal, Wolf nu, sunt normal, 20. Nu, normal default este 20. 30. 20. Și eu tot 30 știam. Și Dire Wolf sunt 20 și aici nu știu câte sunt. Eu spun că modul normal standard e 20. Mulțumesc. Ia zi, bine, mă. Uite-o. Pe jos. Ce-i cu jos? Unde? Ia vezi botul aici, cât e? Acolo. Ce să vă, mă? Scrie așa, max range between blocks is 30. Unde, mă? Wolf, max range is now 20. Unde, mă? Unde, mă? Ți-am dat link în confort. Ce vezi tu acolo? Băi, lasă link-ul în confort, uite în configurile mod pe acolo, mă, omule. Cine s-a uitat, băi, m-am uitat aici, s-a spus cât e în default și cât e în dire-ul. E un sapling, ce e? O sabie, frate, așa se vede, ca și când ar fi o sabie. Deci în partea asta, aici, în mijlocul astea, la torțele astea, e o sabie. Alo, eu nu văd. Nu o pot lua. E bug. Da, e clar bug. De care sabie e? E lama albastră și e cu... Cred că are un emerald pe ea. Asta? Exact aia e aici. Da. What the fuck? E bine. Wow! Ok.
Mersi, Ade, mă duc înapoi la treaba mea. Iar am pierdut 20 level, fuck my life. Dacă stocam eu tot level pe care l-am pierdut astăzi, Eu ca în rog l-am stocat. Da, dar nu tu, da, chestia aia trebuia făcută mai mult pentru mine. Când fac level, mă duc acolo și-l pun. Param, papam. Lol. Capa. Param, papam, pam, 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 pam. Ok, ai. Ai cu cine să faci acum? Au fost măcar 3 episoade în care n-ai murit, cred că au fost 2. Știu că a fost unul sigur, pentru că știu sigur că am cerut la un moment dat like-uri pentru că n-am murit tot în episod, o da. Bravo, man. Bine. Bun, și? Arată bine. Nu strica să-l... Da, mă, că testează și să fie sigur, jineu. Continui așa. Așa. Și dirt. Leo. Da. Leo, vin aici, Curăță-te de niveluri, așa. Te-ai curățat? Uh-huh. Acum cu mâna liberă, fără nimic în ea. Da, știu că poți să le dai acolo, știu, mă, omule. Bă, nu știu, eu am văzut că tu te chinuiai cu un XP shower. Eu acum îți spun. Eu vreau să fac așa, mă, să fac cu XP shower, să fii șmecher. Nu să mă chinuiesc doar click dreapta. Bine, mă. Tu ce faci aici? Mai vine un pic. Așa, vin aici, stai aici. Și fără să dai cu sabia. Așteaptă. De tăreale. Îți crește nivelul. Du-te, bă, că nu crede nici nebun. E incredibil, bă, a făcut o țeapă. De asta am făcut și un Sky Factory. Nu, te-o făcut, mă. Da, mă, nu sparge, bă! Stuci, om! Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Îi mulțumim de asemenea și lui Leo aici de față și la oamenii ăștia, restul, gușterii. Leo și restul. Noi suntem gușteri, bă, băiatul. Deci suntem restul. Da, restul. Noi suntem gușteri, cum să zic. Bă, gușterii au valoare, bă, nu știți voi de astea. A, suntem de aia cu swag, auriții, cu lanțuri de platină. Cu cioc de haur. Și cu ceas breloc la chei. Ceas breloc la chei. Da, băi, n-ai știut, nu știam nici eu. Așa fac chestii acolo, eu cred că fac manele. Mor. E bun. Asta mă, că spărgeam cu altceva. Da, vă mulțumim pentru atenția acordată. Nu uitați să ridicați o mânuță. Bună seara, București, bună seara, România. Pe data viitoare. Pe data viitoare. Și nu o să fac o arbaletă. What the fuck?